Elena Volovadiuc are 58 de ani. Locuiește în satul Sânești, raionul Ungheni. Un sat de un pitoresc nemaipomenit, dar unde totuși aproape nimeni nu mai vrea să trăiască, din cauza greutăților pe care le întâmpină acolo. Elena spune că în partea de sat unde locuiește ea, salvarea nu poate ajunge, iar dacă mai plouă, drumul se transformă într-o mare de noroi, ce practic îi izolează în casă pentru o perioadă. Știind că venim să-i ascultăm durerea și să-i facem auzită povestea de viață, femeia nu și-a putut stăpâni emoțiile. În timp ce ne spunea cât de dificil îi este să supraviețuiască aici, pe fața ei curgeau lacrimile și roaie. Bine ați venit în satul Sinești. Eu mă numesc Volovadiuc Elena, sunt născută și crescută la această casă. E foarte greu de spus, fiindcă e dureros, am avut o copilărie foarte grea, am crescut bătrânii, părinții mamei mele, eu n-am avut tată, a fost obișnuită. Dar am trecut prin toate grele, căram lemne din pădure cu spatele și nu era foarte greu. Aici, în partea satului, foarte greu din cauza deplasării. Până la mine, Abulața, e foarte greu, fiindcă, uitați și dumneavoastră, aici e drumul, poate spui că mergi ca o cărare, foarte greu și e imposibil. Fata mai mult, dacă îmi trebuie, o ducem încolo la postanță, este un drum unde dumneavoastră ați pus mașina. Dar încoace e imposibil. Dar să... cum o duceați până acolo? În spate. În spate o duceați pe fiica dumneavoastră? Da, păi ce să fac? Așa-i. Așa-i că e greu aici, ambulanța nu poate să vină, că drumul e rău. Dacă era caz, vineau medicii, da, vineau ei, da, mașina lăsau acolo și spunea, Doamne, Doamne, cum trăiți în așa stare grea? Ia ca trăim, nu știu ce să facem. Dacă îmi plouă, păi și da, și trebuie și botică de pescuit, că e glod, e greu, foarte greu. Iar ca să ajungă la magazin, spune Elena, trebuie să meargă aproape un kilometru prin râpi și hândichiuri. Eu mergem așa pe o cărare, că cum vedeți dealul și ele, râchile și ele, pe acolo merg. Și merge și drumul ăsta încolo, tot încolo, de tot e prin hândichi, tot e râchi, tot cum se vede, pe aici așa și pe acolo. Ne duc și mă duc pe jos așa, pe cărărușă mai pe de dreptul, dar dacă nu pot mai rog pe vecinul din partea asta și el tot e cu an mai mare ca mine, e greu și el, în situații foarte greu trăiește, lucrează și el cu zău acum și eu. Elena a fost căsătorită de 3 ori, dar a fost nefericită și umilită în toate căsniciile. Din prima căsătorie are un băiat de 33 de ani, iar din cea de-a treia căsătorie are o fetiță care are sindrom Down. Boala copilei a fost și motivul pentru care s-a despărțit de cel de-al treilea soț, acesta punându-o să aleagă între copil și ea. Sunt 17 ani de când Elena și-a dedicat viața fiicei sale, care are nevoie de îngrijire permanentă. Se întrețin doar din pensia de invaliditate a acesteia, ce nu le ajunge nici măcar pentru alimente. Salariul de asistent personal nu l-a mai primit de mai bine de 2 luni. Avem o pensie a copilului de 1700 plus 180 de lei, tot îi dau acolo ca un fel de compensație, mă tinc să nu știu cum se numește. Și acum de 2 ani, pe treilea, asta e acum a treilea an, m-a angajat ca asistent personal pentru copil, să îngrijesc. Și deodată a fost puțin, acum ne-am mai mărit la 3400, dar nu primim regulat din cauza că suntem cu agenția Chișinăului și n-au bani. Așa vi se spune? Da. Și din ce bani trăiți? Și prin ea plătim din banii ăștia, și, dar n-ajunge, ne ducem și cu ziua. Cu ziua ce faceți? Copilul mai înainte, când era în calească, îl ducem și îl puneam așa la umbră, pe timp de toamnă, strângem și șpovnic și îl dădeam și ne cumpăram de mâncare, mai așa, dar de îmbrăcat și alte chestiuni și nu se discută, că el e foarte scump și ca să o târâim și noi așa să trăim, să avem de mâncat de obcat de pâine, niște ulei, niște de mâncare, că nu, numai lumina e foarte scump și acum, doamnă, dacă au inventat și telefoanele astea, le plătești pe astea, că trebuie de plătit, tot luăm banii de la stat și tot la stat înapoi îi dăm. Și cum e primăvara, dar sunt un fel de zbârșoși, așa, eu am acasă, o adus băietul, că mamă, să facem, fă o mâncare, așa e.
pe parcursul verii mai sunt alți burești. Ne hrănim așa din pământ, mai punem fasole, bobă. Toată speranța într-un viitor mai bun era în băiatul femeii, care a fost plecat peste hotare o perioadă și a adunat bani pentru o căsuță nouă, căci cea în care locuiesc riscă să se prăbușească. Dar la întoarcere, băiatul a fost jefuit și bătut crunt. De atunci, acesta se întreține muncind cu ziua, pe unde îl primește. Căci acele lovituri i-au lăsat sechele, este și el bolnav. Elena ne-a invitat în ogradă să ne arate casa în care locuiește împreună cu cei doi copii. Este avariată și se poate prăbuși în orice moment. Aici e casa, cum v-am spus, casa bătrânească. Are peste 100 de ani casa, eu aici locuiesc. Am pus așa ian ca să nu ploaie, am pus plioncă și șifiruista ca să nu ploaie înăuntru. Să am o preleștoare care să nu chiar bată vântul în casă. Ea n-are fundament, ea ca din coași. N-am, ei e casă din noiele, în care deam o noiele și alea să socotiți peste 100 de ani casă. Încă e, am mai îngrijit-o și încă e mai ține, dar se duce, intră în pământ. Eu mă temem că zic că dacă ceva de un cutremur e cu frică. Pare de la fundament, ea ca este parul casei. El e tăiet, că el era, cum spune, era putrezit. Și am pus-o, am săpat așa cu băietul, băietul avea 9 ani de zile, așa am săpat în pământ, am pus o piatră ca să fie pe piatră și aia. Dar nu-i pus fundament, așa nu-i pus nimic, te sprijinește numai. Dar spuneți-ne, parul ăsta ce face? Stă acolo sau ține casa? L-am sprijinit așa, da, ca să și eu propea la casă. Cum v-am spus, că casa e bătrânească, am pus și o parul ăsta, nu chiar cum, cât de puțin pe piatră aia că este. Dar aici ei trebuie să mai, trebuie să mai pun vreo 6, din partea de la vale tot să mai pun. Să nu se demoleze cu totul scad în cap casa. Acoperișul e din șindil, cum se vede, cum bătrânii l-au acoperit. Pe urmă aici a fost focul. Mama era bolnavă, a pus pe foc, nu vede, așa, a pus prea mult. Și o as la ursoaică și vecinii din partea de la deal, de la vale, ne-au acordat niște șiferi și am astupat că e ars. Și e, dacă să-i mai pui ceva mai greu, apoi e să duce. Și am mai schimbat toliu, care l-a plouat și a fost cu grindină, l-a rupt. Pe cea la care a fost, mai l-am scos. L-am scos și atâta în foc, așa, avem așa pe astea. Și apoi l-am pus pe Island, fiindcă altfel n-ai. Și apoi a fost ploie, l-a bortilit, am schimbat altul. Și e ca coistă sunt, dacă mai plouă sau ceva, ne l-a rupt de multe ori și din parte și aia l-a rupt, ea că acolo am mai pus, am mai cărchit cu, nici nu știu, am mai pus acolo. Peliculul ceva, vedem. Da, 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 am pus că n-avem cum, n-era frig, ploua în casă, ea că se vede. Și... Dar văd că și ferestrele sunt cu peliculă acoperite. Așa eu am pus că vine frig iarna. Și pereții, casa e construită din, ia ca așa, din țărnă neagră, pământ negru. Pus acasta lemn, aici iar lemn și presat tare, fără paie, fără nică, presat, ghine, ghine și pe urmă de-am totul mai dată așa puțin, o mai găsit ca să fac față cu... Paie, puțin, puțin, nu mult. Și pe urmă dat cu vaș. Așa am făcut și eu mai departe, de aia că se duce acolo la fereastră, vedeți că crapă. Ies presaz în jos. E foarte greu. Eu mă tem să stau în trânsă. Elena trăiește cu copiii în condiții greu de imaginat. Într-o casă cu două camere micuțe. În coridor, pod nu are. Elena a pus o ușă veche, ca să nu înghețe din cauza aerului rece ce pătrunde pe acolo, iar pentru că nu are unde pune hainele, a mai improvizat o cameră, din pereți de foi de ardezie și peliculă. Aici noi am făcut ca să apa, când era ploaie mare, vinea, că vedeți că acolo eu am mai făcut, am lichid, dar cum n-aș și ploaia o duci și mă scărești, n-am avut altceva să spun. Și zic, ia să fășem aici ca un fel de prag și am pus o ușă ca să nu ducă apa
în direct în casă. Aici prispă era așa cât stați dumneavoastră, nu avea că atâta era prispă din gustă. Și am zis să fac mai mare ceva, că dacă n-am unii să pun și să fie mai dos, că e, când ploua sau ninge, vine omătul drept în casă. Deci e ferestrele zveche, mai puse peliculul de asta și o a sudat și ele se putrizesc. Și mai punem aici, trebuie de spălat, este, le-am spălat. Acolo n-am unii pune, n-am, cum se spune... Dulapuri. Dulapuri, stencă, cum e în ziua de aș pun și eu prin sac și pun acolo când îmi trebuie eu. Și atât. Aici, mă plouă, că cum v-am spus. Și să fac, asta e viața. Asta e cămeruța băietului, cât este două ferestre, capatul unii îl schodinește. Aici ian, și este care este ian, și hainele lui. Și aici e soba și atât, mai mult, azi mic. Dar nu aveți lumină? Lumină, 45 de lei e lampa și e greu. De-am o, când pun el și-a luat un televizor, când a lucrat și când pune la televizor, apoi se vede. De la televizor? De la televizor, da. Și, și stă în semilumină permanent noaptea? Stă așa, mă rog, dacă se vede de la televizor lumina și mă rog. Că am spus că socotiți acolo una afară, 45, aici 45, din coași 45, acolo eu am pus două lumini. Astea-s bani, pentru noi-s bani. În nicio cameră din casă nu are podea. Calcă, cum spunei, ca pe pământul de afară. Dacă n-avem altceva, ia că am pus plioncă, plioncă, că acolo e pământ. Și dacă ploua, aici era tot umed și un miros de, cum spune? Mușigat. Da, 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 da. În tinta care este de un metru pe un metru, nu au pod. Iar când plouă din cauza acoperișului ciuruit, plouă și în casă. Ia că aici e podul care astea, acolo am pus o ușă. Plouă, ia că vedeți cum a plouat, greu. Văd două scânduri, vecinii am rugat, dați-mi niște scânduri, că n-am și pune aici așa, pus, ne-a dat vecinii acolo, ian, și am astupat, ca să nu și curent. Dacă este, eu le iau într-o parte, apoi e liber. E că, vedeți, e că eu, ia uitați, vedeți, curent este. Vedeți, acolo se vede hojagul, cum ploua în casă, am o mai pus. Ia că deși eu scotem căldări cu apă, când ploua, punem tot. Greu. Am dus o viață foarte greu. Din tindă am intrat în camera unde stă Elena împreună cu fiica ei. Cea mai bine amenajată cameră din casă, care însă tot arată uluitor de trist. Ia ca asta ușa care am spus, că trei pensii de fete. Am strâns pe vremurile și alea, că am dat 1150 de lei pe ușa asta. Așa de la intrare de acolo a fost aici și am scos-o că și era, iarna era foarte greu și poftim e ca. Vă spus, vedeți cum ploua. Ectă. Multă muncă am făcut aici. Am unul pot să fac reparații că e, trebuie să dau cu vopsea și fetița la vopsea, cu, chiar și eu nu pot, că am și tensiune și cu inima și la vopsea e greu. Și așa trăiesc, e ca pătul cu ăsta, cu fetița. Aici un divan am cumpărat, a dat 150 de lei pe dâns și asta ne l-a dat o familie, o femeie a spus că ți-i greu așa și l-am împreunat. E că am pus ușă ca el o leacă astea și am pus ușa, apoi merge de stăpirină, o gealuri am pus. Și deam o prostirea, o gheală, prostirea care și o gheală. E ca aici pe șcaful ăsta gătesc, aici s-o mai rupt asta, aici gătesc. Aveți aragaz sau la foc gătiți? Nu, la plită, e că acolo e plita. Acolo am pus o masă, am cumpărat și am pus că n-am unde haine care mă îmbrac și mă duc la o biserică, mă mai duc. Și le pun așa teanc și le astup de colb, cum n-așe e colb. Mai scot de acolo, mai ies fum, mai scot, cum spune, din rășiotcă cenușa și măcar că să le iau să nu și bă, prăfuite. Aici tot așa, ictălis. Aici e sănătatea mea, cum spune. Ia cât-i.
cât cheltuiți pe medicamente? Mi-dă și gratis, dar trebuie să de plătit acolo undeva la 200 de lei. Fetița are nevoie și ea de medicamente? Uneori are nevoie și de, da, are și de injecții, are nevoie. Chiar dacă are 17 ani, Elena este nevoită să o îmbrace pe fiica ei în scutec noaptea. E că ești în pampers. Aici ne le-a dat o femeie, a zis că Elena, ți-e greu? S-a udat în pat și a udat tot. S-a cotit tătii ăștia, erau scoase afară, uite, eu pe urmă trebuie să dorm astea. Și pe urmă mi-a spus să ți-e greu, ia că eu am să-ți cumpăr niște pampers și am să-ți dau... Ea face des în pat? Când și cum. Acum duce o viață grea, dar, spune femeia, s-a obișnuit deja cu durerea. Din copilărie a fost umilită, ridiculizată și chiar bătută. La școală, dacă s-o cotiu că eu n-am tată, adică eu eram la un nivel mai jos de fiecare. Mă disprețuiem că n-am tată. Și eu veneam acasă, mă iei flocăie de păr, mă băteau. Și am primit de la un om o bătaie foarte mare din cauza copilului. Eu veneam de la școală, aveam un gânsac sare în cap. Dar cum ați zis că este prundiș de asta? Am găsit și eu o chetșică așa ea, era cam ascuțit puțin. Și spălesc să mă apăr să vin... Strec de turmă așa, că erau la 100 de gâști. Și el sărește pe știbăzul, dacă n-avem nică de la școală. Și a nimerit cu chetșică așa, când el a desfăcut aripile de aici, au nimerit chetșică la fetiță. Și m-a luat pe mine. O zic, ce s-a întâmplat cu tine? Și ești plin de sânge? Și că ia că e m-a bătut. De zic, dacă eu n-am vrut, eu în gânsac, dacă el o făcă așa, de aici s-o doi schetășică și-o nimerit în frunte. Ea era scuțit așa, un fel cum, nu știu cum. Aia avem pe tușa, 8 ani. Și taman era acasă părinții ei, fetii, și m-au apucat așa tare și mă trânteam în pământ. Și o zi bunica era afară la cuptoraș și spune că Fidos vine că cineva bate fata în drum, dar o bate tare. Și când de-am omnit bunelul, m-a lăsat pe mine, eu eram tot și formă, tot eram bătută. Din cauza, din la asta s-a început. Elena consideră că statul ar trebui să deschidă mai multe centre de plasament pentru persoanele cu dizabilități, deoarece părinții care au grijă de acești copii nu sunt veșnici, iar după moartea lor, cine o să mai îngrijească de soarta acestora? Oare se vor găsi persoane cărora cu adevărat să le pese de ei? Întreabă femeia. Ia că eu mă duc din viață. Cum rămâne copilul ăsta? E foarte greu. Și nu am eu. Sunt un câr de copii, ar trebui statul să gândească, să plătească, să angajeze și așa ceva, cum a fost mai înainte, să plătească, sunt copii foarte deștepți. Ia că e putez fata, ea iubește muzica, ea are și aia, cum fiecare om, Dumnezeu la fiecare dă un dar să aibă, dar darul ăsta trebuie de ajutat. Dar dacă eu sunt așa situații greși, de al de mine sunt cât duci trenul, dar cineva trebuie să acordeze ajutor. Statul trebuie să gândească cum să facem și mai bine. Eu s-o cotit mai bine că și lângă mamă. Bine, da, eu îl cresc lângă, mă strădui, dar dacă eu mă trec din viață și n-are pe nimeni, și de făcut, să-și bată joc cineva, timbolică e fetiță, dar de-al de mele sunt mai mulți, nu sunt numai eu așa. Sunt mulți plâng. Alții poate nu știu de bine, nu știu de... Dar noi cu lăcrii ne culcăm și cu lăcrii ne sculăm. E foarte greu. Și mai ales dacă sănătatea e slabă și nu e... Încă și mai greu. Eu trebuie de multe ori stau în spital. Dar nu pot din cauza fetei, că fata n-am și ne-o lăsa. Femeia a ținut neapărat să ne arate și cuptorul pe care l-a lipit cu mâinile sale. De când s-au scumpit toate... Pâinea de la magazin a devenit un lux pe care nu și-l mai poate permite. Ne-am gândit dacă situația e grea în ziua de azi cu... Am muncit și am luat un sac de făină, da? Și ne-am gândit cum să facem noi să
economisim o capică, mai în plus avem și ceva. Și am clădit aici am de cărănidă, ia că așa cuptorul, în cap trei tăveli. Aici am făcut aici de trei borți, încolo am tot pot să fac trei campoci, cum se spune. Aici fac mâncare, acolo de copt, aici fac mâncare. Vara așa la cuptoraș, n-am dovedit încă să-l fac, că l-am făcut toamna asta, n-am dovedit să-l fac cum trebuie, ești, mă rog, vopsit, l-am făcut așa, nu l-am gătit. Pâine, eu trebuie să dau 65 de lei pe pâine, dar așa dacă faci de casă, e mai sățos, e mai altfel. Și mai economisești că duhovca învârtește foarte mult. Și nu aveți posibilitatea să o cumpărați atât de des? Ei, dacă n-am, m-o strâns cureaua și n-am bani de făină, mă duc la magazin, eu pe datorie și vă rog frumos când îmi vine data să primesc pensie, vă aduc. La sfârșit de lună ajungeți mereu fără bani? Întotdeauna. Nu, e imposibil, eu vă spun că n-ai. Eu când ajung pe la jumate de mă aud că iar m-a rămas încă atâta timp și apoi când văd că pensia fetei o dă regulat. Dar salariul, odată o leacă regulat, am spun că nu-s bani, nu știu, așteptăm. De cât timp n-ați primit salariul? Trebuie să ne dea pe două luni și nu a avut niciodată numai pe lună. Și apoi iar trebuie să așteptăm în luna asta, trebuie să ne dea. Dacă luna asta am primit pe ceilalte. Am uia trebuie să ne dea pe ianuarie, mă ating, pe februarie și pe martie, dacă nu mă greșesc. Eu spus că nu o să ajung bani. Chiar lângă cuptoraș este beciul improvizat al familiei, o groapă în pământ unde coboară pe o scară din lemn. Pentru altfel de construcții nu au bani. Mai mult decât atât, femeia spune că pe zi ce trece se adâncește tot mai mult în datorii. Dar și asta este un beci? Da, cu scară. E ca aici tot un șudeț, pătratul este atât. E, cum e pus așa prin prejur șifer. Și ca beșul e făcut, nu cum beșul, cum, mă rog, de piatră, de... Așa țărănește, mă rog, după putere. Și podul cum l-ați făcut? Pe ce se ține? Scânduri. Așa acolo am pus o... Zice, cum zice, un stâlp așa mai bitonat, așa i-am și pe urmă lemn mai tare. Deci beciul și este o groapă. Da. Am încă datorii prin sat. Am încă de urmă, am încă de dată vreo 5 ani de urmă, că eu cum primesc puțin. Dau de pildă, am 6 persoane, hai te rog, mă mai aștept. La șala îi dau 200, 300, 400 și apoi iară, hai te rog să mă mai aștept și tot așa. Și mai am, îi mulțumesc lui Dumnezeu de la magazin că îmi intră în situație, că mi-ai dat pe datorie. Și am împrumutat, o leacă, la 1,500, la 1,200, la altul, tot așa am împrumutat și am luat de făină. Luat 3 saci, 4 saci de făină, făină scumpă, 500 de lei sacul, costă bani. Las și acolo, că dacă, când îți chic atunci și făina, dacă e bună, trebuie să iei. Și apoi mai a fost nevoie de îmbrăcăminte, tot costă scump. Hai iară împrumut, iară pui, iară ei. Mai scurt așa. La ăștia, la acest personal, îi primesc salariul la Chișinău, la minister. Nu primesc la direcție, că nu știu din ce fond îi primesc. Sunt târzii câte o lună, două, sunt târzii. Primesc o dată, dar îi primesc salariul. Eu i-am făcut ajutor. Am primit cu vreo săptămâni, două urmă, 4.900 de lei. I-am făcut ajutor, sprijin familiar, tot 4.000 de lei. I-a dat casă la Bogheni, că la moment nu insinești, dar la Bogheni. I-a dat casă la Bogheni. Așa că doamna mea așa era. Are cu căldură are 700 de lei. Asta e ultima lună, da. Într-adevăr, Elene i s-a propus să locuiască într-o casă pentru o perioadă nedeterminată în satul vecin, doar că acesteia îi este frică să se mute acolo, să-și schimbe căsuța ei pe un cuib din care în orice moment poate fi rugată să plece. Elena are doar o soră, care și ea este bolnavă și nu o poate ajuta să treacă mai ușor peste greutățile vieții. Speranța ei sunt oamenii de bună credință, care ar putea să o ajute cu orice. Femeia este într-o situație în care, spune ea, orice i-ar prinde bine și ar fi de mare folos. Vă aduc aminte că Elena Volovadiuc locuiește în satul Sânești, raionul Ungheni, la 98 de kilometri de orașul Chișinău.